Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoriul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon. Iată că astăzi vom avea din nou o emisiune interesantă, zic eu, pentru că îi avem ca și invitați în studioul Capital TV pe doamna Natalia Elena Intotaro, deputat PSD de Hunedoara. Să nu mâine bun venit în studioul nostru. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag și pe domnul Alin Țambă, consilier județean, Consiliul Județean Hunedoara, din partea PSD. Bună ziua, bun venit! Mulțumesc pentru invitație și salut pe telespectatorii noștri pe această ocazie. V-am invitat pentru că astăzi este o zi, aș putea spune, importantă și interesantă, o zi care a devenit sărbătoare, ca să spun așa, în mare parte, dacă nu în totalitate, din cauza doamnei deputate, adică dumneavoastră sunteți vinovată principală, doamna deputată Natalia Intotaro, care anul acesta, parcă în vară, a depus un proiect de lege care a și fost votat, a fost promulgat, am înțeles. Dar înainte de a intra în subiectul ăsta, ambii sunteți cu măștile pe față, deși în studio există suficientă distanțare. Totuși, domniile voastre, ați preferat să rămâneți așa. De ce? Din păcate, asistăm de la o zi la alta la tot mai multe cazuri de îmbolnăviri. Adineauri, înainte să începem emisiunea dumneavoastră, am citit ultimele noutăți date din partea instituțiilor abilitate. În ultimele 24 de ore s-au efectuat 10.566 de teste, din care 4.041 de persoane au fost depistate pozitiv. Aproape Deci, jumătate. de la o zi la alta, numărul persoanelor care vin depistate pozitiv e în creștere. Suntem îngrijorați, nu doar noi, toți românii sunt îngrijorați și e firesc pentru că spitalele efectiv nu mai fac față. Și ne-am dori ca bunul Dumnezeu, pentru că doar El, cred eu, că în momentele acestea poate să ne mai salveze. Apreciez foarte mult implicarea autorităților locale, implicarea medicilor, dar din păcate mi-aș fi dorit mai multă implicare din partea guvernanților noștri. De la începutul pandemiei am susținut importanța testării masive. Poate că dacă se făceau de la începutul pandemiei mai multe teste, oamenii conștientizau mai mult și cred eu că am fi putut avea mai puține cazuri. De asemenea, cred eu că dacă cei care ne conduc, atât la nivel de guvern, cât și la nivel de președinte al României, dădeau dovadă de mai multă seriozitate, când spun mai multă seriozitate, cu toții ne amintim acele momente în care membrii guvernului făceau chefuri în Palatul Victoria, nu purtau măști, fotografiile tot de la ei au plecat undeva și le-au văzut o țară întreagă. Nu uităm momentul în care președintele României, aflat la Bruxelles, nu purta mască în timp ce toți ceilalți oficiali europeni cu care domnia sa a avut întâlnire aveau această mască. Deci a fost pe această perioadă de vară, de sezon, cumva o nedumerire a cetățenilor. Oarecum să fim noi precauți, așa cum ne sfătuia domnul președinte la un moment dat, în moment ce ei însuși nu demonstrează că, într-adevăr, Puterea exemplului, da. acest virus este atât de periculos. Și, din păcate, vă spun, săptămâna trecută, unul dintre colegii noștri, președintele organizației PSD, Comuna Certej, a pierdut lupta cu acest virus, 50 de ani, Dumnezeu să-l odihnească pe Mihai. Avem mulți colegi care se află în spital, multe, multe cunoștințe, mulți prieteni. Tot înainte de a începe emisiunea, citeam o știre cum o doamnă profesor la Colegiul Decebal a pierdut și ea lupta în această dimineață cu acest virus și suntem îngrijorați, nu doar noi, ci întregi, toți hunedorenii și cam toți toți românii. românii, da. Unul dintre colegii noștri care duce o luptă acum cu acest virus și pe această cale îi doresc multă sănătate domnului Milu Folescu, fostul primar al Comunei Vața. Țin legătura în permanentă cu domnia sa la telefon. Am mai sunat la spital să întreb de starea lui de sănătate și chiar dimineață o doamnă asistentă mi-a spus că, din păcate, au cazuri și de tineri care mor și
ei fac tot ce le stă în putință, dar efectiv e ca un fel de, de valea plângerii. Da, există preocupare, există așteptări foarte mari și ne punem întrebarea, e momentul oportun de a organiza alegeri? Școlile sunt închise pentru copii, dar vin deschise în ziua votului. Nouă, cei de la Partidul Social Democrat, nu ne este teamă de aceste alegeri. Vom merge în fața cetățenilor, spunând ceea ce am făcut 4 ani și ceea ce dorim să facem în următorii 4 ani. Însă, după alegerile locale, cu toții am văzut că numărul persoanelor care au fost depistate pozitiv a crescut. Vedem că țările din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Germania, Franța, au impus măsuri de restricție și... Vor intra în lockdown, da. Da. De asemenea, măsuri de restricție sunt și în Spania, sunt și în Italia. Există frământări din partea populației. Și chiar ne întrebăm, oare chiar le pasă de sănătatea românilor? Sau își doresc doar alegeri pentru că până în primăvară, până anul viitor, când ar fi trebuit să se organizeze alegeri pe o asemenea perioadă delicată prin care trecem, cu siguranță ei vor scădea mult în sondaje. Vor scădea mult în sondaje și din cauza aspectelor pe care le-am discutat și din cauza altor aspecte. O să vă dau exemplu, locuiesc în municipiul Brad. Municipiul Brad are cea mai scumpă gigacalorie din țară. După multe demersuri, primarul municipiului Brad a reușit să realizeze acest proiect de aducțiune a gazului metan. Proiectul, cred că a spus și în emisiunea dumneavoastră când a fost invitat, este undeva realizat peste 95%. Un kilometru sau doi. Da, dar urmează apoi efectiv partea de distribuție. Și anul acesta Bradul și Brădenii au nevoie de susținere din partea Guvernului României. Până în momentul de față, domnul primar nu a primit niciun răspuns din partea Guvernului. Gândiți-vă ce înseamnă iarna care se apropie, pandemia prin care trecem cu toții și să stai în apartamente neîncălzite. A făcut eforturi din puținii bani care mai sunt în bugetul municipiului Brad, făcut demersuri pentru a da drumul încălzirii acum de la 1 noiembrie. Însă resursele financiare nu ajung. Și cred eu că toate aceste bâlbuieli ale celor care conduc în momentul de față Guvernul României, în cazul în care aceste alegeri s-ar amâna, nu fac altceva decât ca acești oameni, acești politicieni din partea Partidului Național Liberal să scadă foarte mult în sondaje și de aceea cu orice preț trebuie să facem alegeri. Repet, nu ne este frică de aceste alegeri, vom merge în fața cetățenilor, bineînțeles prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, dumneavoastră mass media, partea de online, pentru că eu cred că în acest mod se va desfășura mai mult campania electorală, neputând avea întâlniri cu cetățenii așa cum se făcea altădată. Da. Ascultându-vă, stăteam și mă gândeam la două lucruri. Unul dintre ele era chiar o întrebare și mă întrebam oare cum va fi prezența la vot în 6 decembrie, având în vedere lucrurile care se întâmplă astăzi. Și al doilea lucru era dacă nu cumva acea stare de urgență la momentul respectiv mai trebuia prelungită măcar o lună de zile ca să închidem circuitul ăsta al virusului. Pentru că stăteam acum și vă ascultam și mă gândeam în vară, în primăvară, când am stat în starea de urgență, n-am avut atâtea cazuri. Toată lumea spunea atunci cu aparate, că nu erau aparate, că nu erau nu știu ce, am cumpărat, am făcut tot felul de lucruri. Dar ATI-urile, secțiile de ATI erau mai mult goale atunci, nu luase încă amploarea asta. Am ieșit din starea de urgență, populația s-a comportat și ea, cum s-a comportat și așa mai departe, și am ajuns, iată, în situația în care suntem. Ce mă amuză, că deși e un pic cinic spus mă amuză, e faptul că erau prorocii aia, prevestitorii care spuneau că în toamnă spre iarnă va reveni virusul. Păi va reveni, pentru că n-am mai păstrat nimic, nicio măsură. Degeaba am trâmbițat în stânga și în dreapta măsuri de distanțare socială și așa mai departe. Asta este părerea mea, nu știu dacă sunteți de acord cu ea. Tot din realitățile specialiștilor ne amintim faptul că acestea ne spuneau că virusul
se dezvoltă, mă rog, apar mai multe cazuri în anotimpurile reci, că după momentul în care se încălzește, după o anumită temperatură, s-ar diminua cazurile. Nu știu dacă era și o soluție prelungirea stării de urgență, pentru că acel blocaj, nu doar al României, ci al întregii lumi, dar noi vorbim de România, pentru că aici trăim. Să știți că a afectat foarte mult, nu doar economia, inclusiv pe cetățeni. Au fost părinți care au trebuit să meargă la muncă. Copiii acestora au rămas acasă. În special pentru copii vom vedea în viitor ce amprentă și-a pus toată această perioadă în care i-au stat mai mult online, în casă. Nu doar pe partea educativă, dar inclusiv din punct de vedere al socializării. Copiii s-au refugiat în mijloacele electronice pe care le aveau la dispoziție în lipsa părinților și au petrecut foarte mult timp singuri. Da, din păcate, v-am spus, asta după cred ce eu manualele că... de psihologie, de parenting și de așa mai departe, toată lumea, să scoatem copiii din fața calculatorului, să nu-i mai lăsăm cu apuia. Din păcate, să știți că am primit foarte multe telefoane de la persoane care îmi spuneau că practic nu le vine să creadă în existența acestui virus. Din moment ce guvernanții noștri nu ne dau un exemplu de bună purtare și nu știu ce să mai creadă. Da, într-adevăr, trecem printr-o perioadă extrem de delicată și e foarte importantă puterea exemplului. În momentul în care acești domni și doamne care conduc Guvernul României au tratat așa mai neserios, să spun, această problemă, prin faptul că ei nu au purtat aceste măști de prevenție în anumite momente importante și că au apărut și fotografii. Și în tot felul de postaze. Vă dați seama că cetățeanul de rând poate că a avut tendința să creadă că nu este atât de periculos acest virus pe cum se spune. Vor fi imuni ăștia care apăreau prin fotografii. Am văzut și mulți politicieni, am aflat cu toții de mulți politicieni care s-au îmbolnăvit. Domnule Țambo, mă întreb și spre dumneavoastră, pentru că pe lângă faptul că sunteți consilier județean PSD, sunteți profesor și nu orice profesor, ci unul de istorie. Ce zi e astăzi? Astăzi sărbătorim Ziua Națională, care vine să ne aducă în fața noastră pe eroii Revoluției de la 1784 din Transilvania, Horea, Cloșca și Crișan. Vedeți dumneavoastră, ca și în perioada aceea și astăzi există nenumărate frământări sociale. Doamna Intotero chiar sublinia faptul că foarte mulți români sau foarte multor români le vine foarte greu să creadă în acest coronavirus, tocmai datorită faptului că cei care astăzi ne conduc se comportă ca și cum acest coronavirus nu ar exista. Nu pot să nu-mi exprim îngrijorarea vis-a-vis de organizarea cu orice preț a acestor alegeri pe data de 6 decembrie. Nu pot să nu spun faptul că noi, oamenii politici în general, să știți că avem o percepție greșită. Noi credem că toată lumea se învârte în jurul politicii și toți cetățenii sunt sau își stabilesc cu roșu în calendar data alegerilor ca fiind cea mai importantă dată din an pentru ei. Noi ne înșelăm de foarte multe ori și pe cetățenii de rând poate nu interesează alegerile și mi-e tare teamă că prezența scăzută din 6 decembrie va arăta acest lucru. Îmi este teamă că vom avea un parlament cu o foarte mică legitimitate și lucrul acesta va duce la o guvernare ilegitimă a țării într-un moment foarte, foarte greu. Vis-a-vis de sărbătoarea zilei de astăzi, cred că era mai mult decât necesar ca o astfel de inițiativă legislativă să fie aplicată, promulgată și sărbată. Pentru că, așa cum se spune în istorie, un om care nu-și cunoaște istoria este ca și un copil care nu-și cunoaște mama. Toți acești mari lideri, până la urmă politici, chiar dacă proveneau din rândurile țărănimii și a țărănimii iobage,
foarte afectată din Transilvania finalului de secol XVIII, sunt niște modele pentru noi și cred că tinerii de astăzi ar trebui să își găsească și în istorie modele, modele de cum să fii un bun român și de cum să te lupți la un moment dat, dacă dreptatea este la tine, pentru crezul și pentru idealul tău. Cred că e foarte important să înțelegem semnificația zilei de astăzi și să ne aplecăm mai mult asupra adevăratelor noastre probleme, care în această perioadă nu cred că sunt legate de alegeri. Dacă îmi permiteți, chiar anul trecut, în toamna anului 2019, cu ocazia Sărbătorii Naționale de la Țebea, am avut bucuria să-l reîntâlnesc pe scriitorul Laurean Stănchescu, un mare patriot, un exemplu pentru noi toți cei care iubim România. Și la vremea respectivă, domnul Laurean Stănchescu a venit cu această propunere de a face demersuri, de a ne sprijini pe noi parlamentarii pentru a iniția două proiecte legislative, prin intermediul cărora Mihai Viteazu, pentru un proiect de lege, iar pentru al doilea proiect de lege, Horia Cloșca și Crișan, să devină eroi și martiri naționali pentru contribuția pe care ei și-au adus-o la România noastră, la România noastră mare. Și am demarat aceste proiecte de lege alături de colegii parlamentari PSD din județul Hunedoara, cu susținerea domnului Laurean Stănchescu. Aceste proiecte au trecut de votul și încrederea colegilor parlamentari undeva în vara acestui an. Ulterior, cele două proiecte au fost și promulgate, cele două legi. Astfel că în data de 27 mai putem să-l sărbătorim, să-l omagim pe Mihai Viteazu în fiecare an, iar data de 2 noiembrie, ziua în care a pornit răscoala lui Horia Cloșca și Crișan, să fie ziua în care se putem omagia pe cei trei eroi și martiri naționali. Pentru noi, locuitorii județului Hunedoara, înseamnă foarte mult, pentru că noi facem parte din, avem această bucurie, ne-a binecuvântat Dumnezeu să ne naștem și să trăim într-un județ absolut minunat din foarte multe puncte de vedere. Vitejia, devotamentul celor care au scris istorie în acest județ trebuie să fie model, nu doar pentru noi politicienii, ci pentru toți cetățenii și mai ales pentru viitoarele generații. De aceea am încercat ca astăzi, chiar dacă este pentru prima dată când putem să-i omagiem în calitate de eroi și martiri, chiar dacă este o perioadă a încercărilor, a pandemiei, am fost alături de doi oameni foarte harnici, primarul municipiului Vlad Florin Cazacu și primarul comunei Baia de Criș, Gorcea Mihai Uliviu. Am fost și am depus coroane de flori, am ținut un moment de reculegere la gorunul lui Horia din Panteonul Moților, la Țebea. Vă opresc puțin acum și îmi cer scuze că întrerup o doamnă, dar am luat pozele pe care le-ați făcut dumneavoastră, le-ați pus pe rețeaua de socializare și le-am văzut. Nu știu de ce am bănuit, o să-mi spuneți lucrul ăsta. Dacă, și le-am și dat în regie, și mai am o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că mai am un material, să nu mă întrebați de unde l-am, că e treaba mea. Dar deocamdată vreau să vedem pozele de astăzi și vorbim împreună. Da, în această fotografie sunt cei doi colegi, domnii primari. Practic aici este dealul din satul Mesteacăn, aici unde vedeți această cruce. A fost biserica unde răsculații s-au întâlnit pentru prima dată. La Brad, știți, este o tradiție în fiecare zi de joia săptămânii, este târgul de la Brad. Ei, în ultima joie a lunii octombrie a fost o mică întâlnire a oamenilor din zonă, chiar în târg la Brad, iar apoi ei s-au retras pe acest deal, unde aici era o biserică. Deci era o biserică în locul crucii. Era o biserică în locul crucii. Biserica a fost incendiată imediat ce clasa feudală și-a dat seama că de aici, practic, a pornit prima scânteie, prin prima întâlnire a sătenilor, da, undeva pe sfârșitul lunii octombrie. Apoi au plecat spre Curechiu,
sat care aparține Comunei București, unde practic în data de 2 noiembrie a izbucnit răscoala. Înainte era Troița, care s-a ridicat în apropierea dealului unde se află aici crucea, și astăzi cei doi primari m-au impresionat prin demersul pe care l-au făcut. Au făcut o adresă oficială din partea amândorura, care au transmis-o către instituțiile abilitate. O să vă rog să, dacă se poate să se oprească puțin imaginea aici, da, am să vă explic de ce. Deci au făcut demersuri către instituțiile abilitate ca, începând din acest moment, să facem front comun pentru reconstrucția bisericii care a fost arsă, în semn de respect. Aha, pentru cei trei. Și cine să reconstruiască? Administrațiile publice? Administrațiile publice și, bineînțeles, toți cetățenii care doresc să aibă o minimă contribuție. Deci, practic, pe dealul opus locului unde a fost biserica, vedeți, este biserica din satul Mesteacă. Se spune că în momentul în care biserica a fost incendiată, flăcările au împrăștiat și vântul rămășițe și o parte din bucățile bisericii au fost aruncate pe dealul opus, exact locul unde s-a construit și unde astăzi se află biserica din satul Mesteacă. Deci județul Hunedoara are foarte mult de oferit. Iată, ați depus coroană. Cred eu, da, aici este la Troița din satul Mesteacăn și am mai fost de asemenea și la Gorunul lui Horia, așa cum am spus, Gorun ce se află în Panteonul Moților, la Țebia. Aici, de asemenea, un loc încărcat cu multă istorie prin prezența spiritului celor care au contribuit la mai binele țării. Aici este o bucată din Gorunului Horia. La un moment dat, în urma unei furtuni, a căzut bucată care mai era în viață și autoritățile sătenii au decis să facă o cruce care se regăsește în apropierea mormântului lui Avram Iancu. Cred eu că e foarte important să ne respectăm oamenii care au luptat pentru țară și să-i facem cunoscuți, să facem efort comun pentru a avea cât mai multe evenimente, iar noi hunedorenii, noi locuitorii Țării Zarandului, suntem foarte mândri de ceea ce au făcut și sunt exemple pentru noi până la urmă. Da. Se simte un patriotism în momentul în care vorbiți despre aceste lucruri. Mulțumesc regiei pentru fotografii. Probabil că dacă n-ar fi existat acest sentiment de patriotism și de mândrie națională, de ce nu n-ar fi inițiat aceste proiecte de lege? Mai am ceva ce vreau să vă arăt și discutăm pe urmă despre ele. Regia, filmulețul care l-am trimis, dacă se poate. Răscoala condusă de Horia Cloșca și Crișan a avut un rol important în conștiința românilor din Munții Apuseni, cu serioase implicații în deceniile ce vor urma, contribuind la succesul Revoluției Române din Transilvania din anul 1848 și apoi la Marea Unire din anul 1918. Răscoala țărânească din Transilvania, numită și Răscoala lui Horia Cloșca și Crișan, a izbucnit în data de 2 noiembrie în satul Curechiu, practic aici, în acest loc, unde a fost ridicată și o troiță în cinstea eroilor noștri. A fost Răscoala țărănimii obage împotriva constrângerilor feudale. Ne aflăm într-un loc drag sufletului meu, drag nouă locuitorilor Țării Zarandului, casa memorială a lui Gheorghe Crișan. De aici, din satul Crișan astăzi, în trecut numit satul Vaca. Răscoala condusă de Horia Cloșca și Crișan a avut un important rol în aprofundarea și cristalizarea conștiinței naționale
a românilor din Munții Apuseni, cu serioase implicații în deceniile ce vor urma, contribuind la succesul Revoluției Române din Transilvania, anul 1848, și la Marea Unire, în anul 1918. Executați la sfârșitul lunii lui decembrie 1784, și-au sacrificat bunăstarea și, în final, viața pentru principiile țăranului român din vremea aceea. Aceleași idealuri aveau să fie centrale decenii de ani mai târziu în societatea românească. Curajul celor trei, reprezentând dorința și lupta interioară a tuturor românilor pentru dezrobire și emancipare, a rămas un moment semnificativ în istoria României. Toamna anului 2019, aici, în acest loc special încărcat de istorie, curtea bisericii de la Țebia, locul unde își doarme somnul de veci, Avram Iancu, la umbra goronului Luhoria. Aici a fost locul unde, la sugestia scriitorului Laurean Stănchescu și, bineînțeles, cu sprijinul acestuia, am pornit această inițiativă de a avea un proiect care să devină lege, prin care Horea Cloșca și Crișan să fie recunoscuți ca eroi și martiri naționali. În urmă cu câteva luni, acest vis a devenit realitate prin susținerea colegilor din Parlamentul României. Această inițiativă, devenită lege, ne dă posibilitatea ca ziua de 2 noiembrie să marcheze o pagină de istorie. O pagină în care să scriem sacrificiul, curajul, jertfa acestor trei mari eroi, Horea, Cloșca și Crișan, oameni de care noi, locuitorii țării Zarandului, suntem foarte mândri.